cei. Domnule primar, câteva cuvinte despre această ediție a Zilelor Comunei Moldoveni. E o ediție specială pentru noi, fiind al 8-lea an care organizăm sărbătorile Comunii Moldoveni, sărbătoarea răzeșilor, cum ne place nouă să spunem. E o sărbătoare pe două zile a fost, ieri a fost o parte luni, cu manifestări culturale, locale, cu ansamblul folcloric județene și astăzi o zi mult mai complicată, o zi mult mai plină de activități, în sensul că avem și mulți invitați și de la Consiliul Județean și deputați, senatori, prieteni, fiecare familie și invită alte familii prietene acasă. Deci, e și o zi mare. E o zi mare, că e Sfântă Mărie, este și hramul bisericii de pe vale, îi spunem noi Moldoveni 2 și așa ne-am organizat destul de bine. Astăzi avem ca invitat special pe Maria Dragomiroi, o seara pentru tineri pe Fly Project. Deci suntem așa mândri de sărbătoarea noastră. Având în vedere că avem o locație binecuvântată în anfiteatru din centrul satului, sperăm ca toată lumea să simtă bine în ziua de astăzi. Având în vedere faptul că e știut lucru, comunitățile mici, comunitățile locale o duc foarte greu, acest 8 putem să-l întoarcem și să tindem cumva la infinit, moldovenii să reziste pe... Da, mi-ar place să fie așa, având în vedere că sărbătoarea a fost inițiată de mine și sper să nu moară odată cu mine, adică dacă eu nu vom ieși primar și ceilalți care vor veni după mine, pentru că nimeni nu e etern, să continue această tradiție. Într-adevăr, noi am ridicat ștafeta destul de sus, ne-am ridicat-o singuri, ca să zic așa, și o ducem, dar treaba nu este ușoară, este o treabă destul de complicată. Oricum, e singurul moment din an unde, într-adevăr, sărbătorim toți la unison. Și asta ne unește. Asta ne unește și este bine. Bună ziua, moldoveni! Bine ați venit de Sfântă Mărie iarăși la noi. Vă mulțumesc că ați venit. Asta înseamnă că ne-a ieșit în fiecare an, înseamnă că suntem aproape de inima dumneavoastră. Am venit aici cu o serie de prieteni buni, cu mai mari județului, cu domnul prefect Vasile Panaite. Haideți să-l aplaudăm, este prietenul nostru de la județul Neamț. El o să vă vorbească mai târziu. Haideți să-l pup un pic și dumneavoastră îl aplaudați, haideți, aplaudați-l. Forțăm un pic luna. Domnul senator Țapu Eugen, prietenul nostru din campania electorală, dacă care îl țineți minte. Bine ați venit, domnul senator. Domnul deputat Laurențiu Leoreanu, omul fără de care nu se face ziua comunei. Asta este zicala noastră. Bine ați venit, domnul deputat. Domnul vicepreședinte Laurențiu Dulamă, al Consiliului Județean. Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Asafte Ioan. Haideți, domnul vicepreședinte, să ne vă pup. Și domnii consilieri județeni, haideți să-i aplaudăm, pentru că ei au fost aproape de noi să ne aprobe devierea circulației, ne-au ajutat cu spectacolul de ieri și... Pe această cale țin să-i mulțumesc și domnului președinte al Consiliului Județean că ne-a ajutat cu spectacolul de ieri. Știu că n-ați putut să veniți, a fost o vreme mai grea, mai complicată, dar astăzi vă mulțumesc că ați reușit. Sunteți aproape de noi. O să-i dau cuvântul domnului prefect pentru început și vă povestesc programul după aia, da? Doamna Maria Dragomiroiu este aici jos, să știți, a venit. O să cânte în câteva minute, o să vă cânte și o să vă încânte. Haideți, domnul prefect. A zis într-o succesiune în care era inclusă și doamna Maria Dragomiroi, nu? O să ne cânte, domnul prefect, o să ne încânte, am vrut să zic. Mulțumesc frumos, Marcel, că m-a invitat astăzi la Moldoveni. Vă recunosc că în timp ce mă deplasam spre dumneavoastră, m-a sunat cineva și m-a întrebat unde mergi, la Moldoveni. S-a făcut pauză, a zis, păi stai mă, tu nu ești moldovean? Ba da, sunt moldovean și sunt mândru că am fost coleg cu Marcel, sunt mândru că pot să continui alături de el. Vă mulțumesc și vă urez sărbători cu bine. Domnul prefect a fost primar de Dragomirești, colegul meu, colegul domnului Leoreanu. Mulțumim, domnul prefect. Vă mulțumesc, sărbători cu bine. A fost, dar acum a avansat și este domnul prefect. Am avansat. Îi dau cuvântul domnului senator Eugen Țapu să ne spună câteva cuvinte.
Bună ziua, bine v-am găsit, îi mulțumesc și eu lui Marcel pentru invitație. Vă urez sănătate multă, distracție plăcută și fie ca ziua comunei, fiind de Sfânta Maria, ca Sfânta Fecioara Maria să vă dea sănătate multă tuturor dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. La mulți ani și distracție plăcută! Mulțumim, domnul senator! Îl invit pe domnul deputat Laurențiu Leoreanu. Haideți să-l aplaudăm pe domnul deputat. Să rămână, bună ziua, bine v-am regăsit. Nu știu dacă în ultimii ani am lipsit la vreo zi a Comunei Moldoveni. Și mă bucur foarte mult. Uitați și soarele, vedeți cum iese? Pe vremea de ieri, cine a murit ieri, azi îi pare rău. Dar ne întâlnim cu toții, sperăm cât mai încolo. Și astăzi e important că ne întâlnim cu toți aici, într-o zi frumoasă și la propriu și la figurat. Știu că domnul primar, ca în fiecare an, va pregăti surprize deosebite. Vă veți delecta astăzi, într-adevăr, cu activități special pentru dumneavoastră. Și sper ca întotdeauna ziua comunei să rămână o tradiție, un eveniment de suflet, atunci când și cei din alte părți, fie ai satului, se întorc acasă, pentru că în această lună sărbătorim și luna diasporei, când cei plecați, fii, nepoți, părinți, surori, se întorc să-și vadă casa, să-și vadă vatra, să-și vadă pe cei dragi. Unii se întorc să rămână, alții se întorc să se pregătească pentru un nou drum. Noi le dorim tuturor viață frumoasă și spor. Și sperăm să facem cât mai mult, noi cei implicați în diferite decizii, la diferite nivele ale statului, pentru ca România, Moldova, Romanu, moldovenii să reprezinte o oportunitate pentru fiecare. Vă doresc sănătate, să vă fie de bine hramul și sărbătoarea satului, Dumnezeu să vă dea gândul cel bun, inima cea curată și graiul cel blajin. Doamne ajută și să ne vedem cu bine! Mulțumim, mulțumim, domnul deputat! Îl invit pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, pe domnul Laurențiu Dulamă, să vă spună câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule primar Marcel. Vin cu mare drag la moldoveni, în comuna dumneavoastră. Mă leagă o prietenie veche de domnul primar Marcel. Astăzi, de Sfânta Marie, vreau să vă urez în primul rând un sincer și călduros la mulți ani. De ziua Marinei, de asemenea, pentru toți cei care poate au copii pe mare sau ați fost sau sunteți marinari, un sincer la mulți ani. De asemenea, este prilej de sărbătoare de ziua Comunei Moldoveni și vă doresc distracție plăcută în continuare. Să nu uităm nici de martirii neamului românesc, pentru că astăzi, după cum știți, acum mulți ani, Constantin Brâncoveanu și copiii au fost decapitați pentru că au avut un singur țel de a rămâne creștini. Vă doresc petrecere frumoasă în continuare, mulțumesc încă o dată invitației, salut și pe colegii mei, consilierii județeni prezenți aici, pe consilierii municipali și să știți că întotdeauna vin în Comuna Moldoveni, nu numai de ziua Comunei, cu mare drag alături de Marcel. Distracție plăcută, mulțumesc tare. Mulțumim, domnul vicepreședinte, bine ați venit. Domnul vicepreședinte Iona Saftei. Haideți să-l aplaudăm, el ne va prezenta și cuvântul președintelui Consiliului Județean, Ioan Arseni. Bună ziua, dragi moldoveni, bună ziua, cetățenii ai urbei, a comunității respective. Vin la dumneavoastră cu emoție și de ce spun că vin cu emoție? Pentru că vin tocmai de la Vicasul, ne-am deschis sărbătoarea Marinei, zilele Marinei și a fost efectiv extraordinar. Apropo de Sfânta Sărbătoare de astăzi, de Sfânta Fecioară Maria. Spuneam că vin cu emoții și din alt motiv. Sunt fiu de răsești din războiul Neamțului și am văzut aici la dumneavoastră că scrie ziua Comunei Moldoveni, a răseșilor moldoveni. Suntem răsești, suntem răsești cu toții, să ne dăm de ziua multă sănătate și până să trec un pic într-o discuție ceva mai serios, vreau să-l completez pe domnul deputat Leoreanu, care a menționat un lucru extraordinar apropo de diasporă. Și apropo și de decizie, să luăm acele decizii politice încât să dezvoltăm Moldova și să întoarcem pe cetățenii noștri din afară, mai tineri sau mai în vârstă, acasă. Aici e pământul, pentru asta a murit Ștefan cel Mare, pentru asta a murit Răsești și de altă dată. De asemenea, aș vrea să vă dau și o știre sau o informație, dacă n-a dat-o domnul primar până acum, a muncit și îl admirăm pentru așa ceva pe domnul primar, pe Marcel. Vi s-a aprobat
în cadrul Consiliului Județean și, bineînțeles, prin ceea ce înseamnă PNDL 2, de la Ministerul Dezvoltării, aproape 80 de miliarde de lei pentru a trage apă, canalizare în sfârșit în satul Hociuș, dacă nu mă înșel. Da, da, da. Să ne dea Dumnezeu să modernizăm satele noastre și să fim ceea ce a vrut Ștefan cel Mare. Moldova nu e a noastră, e a urmașilor urmașilor noștri. Vă dea Dumnezeu multă sănătate, mult noroc, vă transmit susținere totală și partea președintelui Ionel Arsene și fiți sigur că nu e ultima dată când vine la dumneavoastră și nu doar pentru a sărbători, ci și pentru a munci alături de dumneavoastră, chiar prin deciziile pe care le luăm. Doamne ajută, multă sănătate, la mulți ani tuturor, o distracție plăcută. Mulțumim, domnul vicepreședinte, mulțumim cuvântului președintelui Consiliului Județean. Haideți să aplaudăm pe toți prietenii noștri, ne-am făcut marea onoare să fie aici lângă noi. Prin ei noi suntem mai buni, prin ei noi suntem auziți departe, prin ei noi vom prinde proiecte bune, vom fi alături de dumneavoastră. Vă mulțumim, haideți să mai aplaudăm, pentru că ei vor ieși din scenă, vor urca pe scări și vor merge să bea și o bere cu noi, acolo sus, unde se bea berea. Acum o să... eu rămân să prezint un pic. Nu mi-am luat prezentator din motive financiare, singurul prezentator sunt eu. O să facem un tedeum, pentru că este Sfântă Mărie și trebuie să începem cu o mică slujbă, orice sărbătoare, ca să ne meargă bine. Vă rog să fiți alături de noi, să ne ascultați, după care Maria Dragomiroiu va intra în scenă. Știu că o așteptați, dar nu mai durează decât 5 minute. Mulțumesc! Haideți! 2 minute, domnule! Știu că sunteți nerăbdători, numai nu se face nimic fără Dumnezeu. Știm asta, dacă nu ne rugăm la Dumnezeu și dacă nu suntem aproape de El, avem parte numai de necazuri, numai de rele. Dacă suntem alături de El, atunci Dumnezeu ne ajută să facem ce ne propunem. Bune, Domn! Da, părinte. Bune! Slavă Sfinte și de viață făcătoare și nedespărste trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumitor fii noi nevrenici, robii tăi, Doamne, pentru binefacerele tale cele mari, cele făcute asupra noastră. Lăudând-te bine, tu-i cuvântăm, mulțumim, cântăm și slăvim marea ta milostivire și cu dragoste niște rost strigăm ție, făcătorule de bine, mântuitorul nostru, Doamne, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare-ne Dumnezeu, ajutătoare creștinilor, noi robii tăi, agonisim mijlocirea ta, cu mulțumire strigăm ție. Bucură-te, prea curată, Născătoare-ne Dumnezeu Fecioare, și ne rugăm totdeauna să ne izbăvești de toate nevoile, prin rugăciunile tale, grabnică ajutătoare. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului tău cânta, voi Domnului binefăcător nostru, și voi cânta numele Domnului cel prea înalt. Bucurase-va inima mea de mântuirea ta. Înțelepciune. Epistola către Colosenea Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, îmbrăcați-vă într-o dragoste care este legătura de săvârșire, iar pacea lui Hristos într-o care ați fost chemați, ca să fiți într-o unire să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori. Cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești. Orice faceți cu cuvânt sau cu fapta, toate să le faceți în numele Domnului Isus. Și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl. Orice lucrați, lucrați din toată inima, ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni. Bine știm că de la Domnul veți primi răsplata moștenirii. Pentru că Domnului Hristos îi slujiți, stăruiți în rugăciune, fiți trecenea cu mulțumire. Harul să fie cu voi. Amin. Pace ție celui ce ai binevestit. Și Duhului tău. Aleluia, aleluia, aleluia.
drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol Marcu citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul ucenicilor să-i aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face. Vifa lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primi și le veți avea. Dacă stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Rugăm uneție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim. Încă ne rugăm. Pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Precum ai ascultat cu milostivirile rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și acum, înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor tăi robi și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, rugămății, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bineprimită să fie întru tot bunle stăpâne, această mulțumirea noastră înaintea slavei tale și trimite totdeauna ca un îndurare robilor tăi, mila ta cea bogată și îndurări tale, și izbăvește pe robite de toate meșteșugile văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe ei biserica ta cea sfântă, comuna aceasta și pe tot poporul tău și dăruiește tuturor sănătate, lungime de zile și sporire întru toate faptele cele bune. Rugăm-ne, ți-i auzi-ne și de grab ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi, locuitorii Comunei Moldoveni, și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul,
te slăbim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu milință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai venit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire ai învrednicit alese împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește, ia sporind într-o dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată rea întâmplare, dăruindu-le pace și liniște și ne învrednicește pe toți totdeauna a grăi și a cânta ție și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție Dumnezeului nostru, dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Slavă ție Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacucernice Părinte, binecuvintează. Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru căciune preacuratei Maicii sale, a cărui adormire noi astăzi prăznuim și pentru căciune tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Mult stimate domnule primar, vă mulțumim că ne-ați invitat și pe noi să binecuvântăm pe credincioșii Comunei Moldoveni. Vă urăm o zi binecuvântată dumneavoastră și tuturor celor prezenți și vă felicităm pentru tot ceea ce faceți în comuna dumneavoastră. Mulțumim, mulțumim! Haideți să-i aplaudăm, chiar dacă nu se aplaudă slujba, dar o aplaudăm că au depus efort alături de noi. Părintele Gerasimescu ne-a urat la mulți ani și noi urăm dumnealui și parohii lui, pentru că e hramul Sfântei Mării astăzi și le mulțumim din suflet. Mulțumim mult pentru ce ați făcut pentru noi. Dragii mei, haideți să vă spun programul. Acum va intra doamna Maria Dragomiroiu. După asta urmează o festivitate de cernare de premii pentru cei care au împlinit 50 de ani de fidelitate. Vă spun programul, de regulă nu vi-l spun, dar acum vi-l spun astăzi pentru că știu că este foarte plin, foarte bun și păcat să pierdeți. Urmează ansamblu Jitaru, urmează o fată de la noi, Andra Trifan, de aici, de la Comuna Român, de alături. Avem apoi un concurs de dansuri, copiii de la Moldoveni se întrec între ei, ne arată cât sunt de bune. Avem o formație de dansuri grecești, apoi avem o formație etno-chihlimbar de la Buzău, niște fete drăguțe care o să vă placă, o să vă încânte și finalul este Fly Project. Am zis finalul, nu, finalul e focul de artificii. O să vedeți un foc de artificii cum n-ați mai văzut dacă aveți răbdare până după ora 10. Haideți să o chemăm în scenă și să o aplaudăm, să o chemăm cu aplauze pe una din cele mai frumoase doamne ale cântului românesc, doamna Maria Dragomiroiu. Haideți să o aplaudăm și să veniți mai aproape, pentru că eu am făcut scena cam departe de dumneavoastră și mi-asum asta, dar dacă veniți o să o vedeți în splendoarea ei. Mulțumesc frumos, domnul primar, bine v-am găsit sănătoși, mă bucur tare mult că m-ați invitat să fiu în această zi sfântă împreună cu toți oamenii din comuna dumneavoastră. Vă doresc sănătate, la mulți ani, vă trească măriile, mărioarele, mărinii, de fapt se petrece la cealaltă Sfântă Marie, dar și acum e bine că se zice în cultura orientală că acum când se moare, atunci se scapă de toate grijile și de toate nenorocirile și sufletul se înalță. Dar noi române ne spunem și acum și atunci să fim sănătoși și la pungă groși. Așa să fie. Mulțumesc, doamna Maria. Mulțumesc. Se poate și zica. Iată că
și în astăzi seară eu petrec cu voi, lângă un glas de vioară și cu un vin de soi. Iată că și în astăzi seară eu petrec cu voi, lângă un glas de vioară și cu un vin de soi. Veselia noastră-i mare ca și inima, care-n piept ne bate tare și nespus ar vrea. Veselia noastră-i mare ca și inima, care-n piept ne bate tare și nespus ar vrea. Să fim sănătoși și la pungă droși, să putem trăi veseli bucuroși. Ei să-mi simțim că îmbătrânim, 100 de ani fericiți să fim. Așa câtă viață fericită sufletul ar vrea. Vrem o pungă potrivită ca să-n capă în ea, câtă viață fericită sufletul ar vrea. Dar întâi și întâi de toate sănătate vrem, fără ea degeaba, frate, banii ce avem. Dar întâi și întâi de toate sănătate vrem, fără ea degeaba, frate, banii ce avem. Să fim sănătoși și la pungă droși, să putem trăi veseli bucuroși. Mi să-mi simțim că îmbătrânim, 100 de ani fericiți să fim. Grijile și sărăcia să nu dea de noi, să se piardă îndepărtare prin vântul și ploi. Grijile și sărăcia să nu dea de noi, să se piardă îndepărtare prin vântul și ploi. Să ne bată că-i mai bine bucurile și cu butelcuțe pline sărbătorile. Să ne bată că-i mai bine bucurile și cu butelcuțe pline sărbătorile. Să fim sănătoși și la pungă droși, să putem trăi veseli bucuroși. Noi să-mi simțim că îmbătrânim, 100 de ani fericiți să fim. Chiar dacă nu-i din păcate lumea cum dorim, și privit în lăcrimate prea des întâlnim. Chiar dacă nu-i din păcate lumea cum dorim, și privit în lăcrimate prea des întâlnim. Merită de viața asta să ne bucurăm, nu ne dăm bătuți și basa, hai noroc să dăm. Merită de viață asta să ne bucurăm, nu ne dăm bătuți și basa, hai noroc să dăm. Să fim sănătoși și la pungă droși, să putem trăi veseli bucuroși. Nici să nu simțim că îmbătrânim, 100 de ani fericiți să fim. Să fim sănătoși și la pungă droși, să putem trăi veseli bucuroși. Nici să nu simțim că îmbătrânim, 100 de ani fericiți să fim. Vă mulțumesc, așa, să fim fericiți, sănătoși, sănătoși, Doamne ajută! Wow, în continuare o piesă, pentru că văd foarte mulți copilași, să vă trească copiii, cum îmi doresc și mie, să-mi trească copiii, nepoții, știți că am 4 nepoței, da, să știe tot! Și 2 copii mari, dar să nu-mi dați prea mulți ani, pentru că eu am făcut copiii la timp, cum se făcea odată, la 20 de ani, 21 de ani, așa. Acum nu mai este modă așa, acum întâi, eu știu, cariera și după aceea copiii, deși nu este bine așa. Că poți să mergi cu toate, când ești tânăr, mă par toate ușoare, dar în sfârșit, asta este. Mergem cum merge drumul tot. Așa, pentru toți copiii, luați aminte dumneavoastră, care sunteți oameni mari. Ți-am pus iubirea la picioare.
pus iubirea la picioare și drept icoană te-am ales. M-am dăruit cu totul în ție, nu te-am iubit din interes. Ai fost lumina vieții mele, cât amândoi noi ne-am iubit. Nu știu de ce de o vreme încoace, iubirea noastră a murit. Suspină fata și băiatul, plângând ne-ntreabă într-un oftat. De noi nu voi oare milă, ce bine avem că v-ați iertat. Dacă ați ajuns la despărțire, vă întrebăm ca dragi părinți. Cu noi mămico, rămâne, tăticule, cum ne împărțiți. Noi credem că nu este bine, nici pentru noi, nici pentru voi. De ce atâta suferință? Avem nevoie, avem nevoie de amândoi, măi. Și relele mi-ai amintit. Noi ne cunoaștem foarte bine și amândoi știm ce-am greșit. De unde vine atâta ură, nu știu și nu pot să înțeleg. Eu știu atâta doar că în viață ce-am fost al meu nu vreau să pierd. Suspină fata și băiatul, plângând ne-ntreabă într-un oftat. De noi nu voi oare milă, ce bine avem că v-ați iertat. Dacă ați ajuns la despărțire, vă întrebăm ca dragi părinți. Cu noi mămico, cum rămâne, tăticule, cum ne împărățiți. Noi credem că nu este bine, nici pentru noi, nici pentru voi. De ce atâta suferință? Avem nevoie, avem nevoie de-amândoi, măi. Atâta ură în casă, când copilașii-s la mijloc. De ce să sufere copiii pentru o prostie, pentru un joc? De ce să sufere copiii, că tu ascunzi de-i mii dușman? De ce să ne stricăm tot rostul, după atâția mari de ani? Suspină fata și băiatul, plângând ne-ntreabă într-un oftat. De noi nu voi oare milă, ce bine avem că v-ați iertat. Dacă ați ajuns la despărțire, vă întrebăm ca dragi părinți. Cu noi mămico, cum rămâne, tăticule, cum ne împărățiți. Noi credem că nu este bine, nici pentru noi, nici pentru voi. De ce atâta suferință? Avem nevoie, avem nevoie de amândoi, măi. Noi credem că nu este bine, nici pentru noi, nici pentru voi. De ce atâta suferință? Avem nevoie, avem nevoie de amândoi, măi. Vă mulțumesc foarte frumos. Da, da, da. Vă mulțumesc foarte frumos și mă bucur că mesajul cântecului meu a rămas în sufletele dumneavoastră și dacă se întâmplă, că se întâmplă destul de des ca dragostea să se ducă în altă parte, să-și găsească alt loc, copiii sunt cei care suferă, dar să încercăm noi, oamenii mari, care avem minte, să facem ca, de fapt, copiii noștri să nu sufere. Mergem mai departe și acum vă invit, că este sărbătoare, vă invit la o horă frumoasă, mare. Am crescut băiaci în fată! Am crescut băiaci și fată și am inima păcată. Am crescut băiat și fată și am inima păcată. Eu le dau și viața mea, la, 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 nu mai simt puta.
și viața mea, la 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 la, nu mai se pot ajuta, la 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 la. Să le fac bine, ca și o mamă pe lume. M-am zbătut să le fac bine, ca și o mamă pe lume. Le-am făcut voile toate, na 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 la la. Nu le-am spus că nu se poate, na 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 la la. Le-am făcut voile toate, na 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 la la. Nu le-am spus că nu se poate, na 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 la la. Se poate chiui, sigur că da. Este sărbătoare. Mă uit la copii cum cresc și eu cum îmbătrânesc, măi. Mă uit la copii cum cresc și eu cum îmbătrânesc, măi. Dar văd că le este bine, la 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 la. Și le de inima în mine, la 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 la. Bine, la 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 la, și crește inima în mine, la 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 la. La 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 la. Yeah.
zi în an. În pădure la Peșteana, pe o crâniță de tufacu, cel mai pintă cucu, nu l-am auzit de un an. Cucule neg, la sufletul de la șavea, rățioare, la toată lumea aș cânta. Cucule neg, la sufletul de la șavea, rățioare, la toată lumea aș cânta. Mai la vale în cuenință, casa pădurarului, de acolo privie doar de răspunsul cucului. Cucule neg, eu aș cânta, dar nu pot cânta, soro, să răsune podul tot. Cucule neg, eu aș cânta, dar nu pot cânta, soro, să răsune podul tot. Mai la vale de tufac, poți cânt o mierliță într-un vârf de porumbar. Hai, mierliță, zici și tu nu te lăsa, surioară, dragă mie că știu cânta. Șal-meu cântec, șal-meu cântec, vreau să fie lume dragă, pentru toți o bucurie. Șal-meu cântec, șal-meu cântec, vreau să fie lume dragă, pentru toți o bucurie. Să fie! Vă mulțumesc foarte frumos! Să fiți sănătoși!